La noi în țara asta așa se întâmplă, ori noaptea pe furiș, ori așa dimineața tare, când încă nu s-a trezit nimeni, să ia decizii importante. Și asta denotă încă o dată că voi nu sunteți doar așa cum sunteți, voi sunteți mincinoși și în același rând ticăloși, pe la spate. Oameni buni, salvați țara, salvați-vă pe voi. Și cei care consideră că prin, hai să spun, mizeria care se face astăzi, rezolvă problemele oamenilor, greșiți amarnic. Și răspunderea va fi totală. Borsetca, televiziuni, procuraturi, CNA, curs constituționale și multe, multe alte lucruri care le folosiți, nu o să mai ajute. Nu o să mai ajute. Majorități cumpărate, șantajate prin toate consiliile raionale și acum cu am crescut. Eu nu știu ce ați crescut. Ați distrus a unei persoane pe care ați născut-o și ați crescut-o, domnule Voronin, dumneavoastră, personal. Iar noi i-am oferit posibilitatea să conduc tot în țara asta. O să sară în aer tot sistemul ăsta politic din Republica Moldova și poate a venit timpul să sară în aibii odată în aer și să construim ceva sănătos. Eu vă rog și pe voi, și pe voi, și pe voi, și pe toți, societatea civilă, cei din piață, clarificați-vă până la urmă câte miliarde s-au furat din Mol Telecom, câte sute de milioane pe metal feros fac, câte milioane se pun pe seama oamenilor pe tarife la gaz, la energie electrică. Și atunci o să aveți și un răspuns. Deci trăim așa de prost în țara asta. Faceți regulă în ceea ce înseamnă așa numită presă moldovenească. Și în sensul ăsta fac apel și la jurnaliști, care cu atâta demnitate se numesc a fi jurnaliști, dar de fapt sunt killeri morali. Și vă rog frumos, încă o dată, să fiți luptători. Domnul Voronin, știți cum este o vorbă foarte bună? Râde cel care râde la urmă. Jertfa următoare, de fapt, mătălie jertfă de când ai făcut cunoștință cu dânsul, pur și simplu nu înțelegi. Aveți grijă de Republica Moldova. Vă mulțumesc frumos!